Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni la Pitești că vaccinarea anti-COVID-19 s-ar putea face contracost pe viitor, pe modelul vaccinării antigripale. Mai mulți cetățeni au interpretat această declarație ca un joc politic, având ca scop influențarea mai multor persoane pentru a se vaccina. Am văzut la televizor chestia asta, probabil ca să facă lumea să ducă la vaccinare. Asta e o politică aici, părerea mea. Ca să meargă lucrurile. Acum și oamenii nu merg. Eu am fost după 21 februarie, am făcut ultimul. Deci am fost printre primii care am făcut vaccin. Credeți că este o afirmație ca să strânească... Da, oamenii ca să meargă la vaccinare, că după aceea o să fie cu bani. Noi organizăm vaccinarea gratuită, statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională, dar și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp până ajungem la o imunizare de grup. Dar până la urmă se va merge pe mecanismul de la vaccinarea pentru gripă, în care numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, celelalte categorii de cetățeni până la urmă vor trebui să se vaccineze pe răspunderea lor. Aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi, a afirmat Ludovic Orban. Adică cum? Că să dau bani să fac. Eu nu mai fac, eu mor și mâine. Eu am făcut vaccine când eram mică. Și le am și acum, să cunosc semnurile alea pe piciorul meu și aici în mână. Dar acum eu nu fac niciun COVID, nu fac. Nu fac, să mor mâine și nu fac. N-am înțeles, adică cum, acum să le dăm și bani. Păi de unde și până când, doamnă? Domnișoară, că mă scuzați. Păi cum? Noi ce facem aici? De unde? De unde să dăm în contracost? Adică ce vrea să spună? Atunci să facă dânsul, că noi nu mai facem, că n-are rost. Ce rost mai are? Mai are vreun rost? Nu mai are rost. În țara nu mai e nimic aici. Liderul PNL, Ludovic Orban, a adăugat că până în prezent peste 4 milioane de români s-au vaccinat împotriva COVID-19.